Întotdeauna mi-a plăcut un mister bun și cred că și vouă la fel. Și cu câteva episoade în urmă am încercat să ofer un top despre cele mai interesante mistere pe care le are planeta noastră de oferit. Însă în procesul cercetării am descoperit că cele mai populare și mai cunoscute mistere publicate în ziua de astăzi au fost de mult explicate, cu toate că încă sunt interesante pentru a fi auzite sau citite, așa că sunt publicate mai departe ca fiind mistere. Însă după o săpătură și mai adâncă, am reușit să găsesc 10 mistere și sper că măcar de unele dintre ele nu ați auzit deja, ele apropiindu-se cel mai mult de calificativul mister veritabil, dincolo de teoriile lansate și păreri pe care chiar și noi le putem discuta între noi. Așa că, fără să mai adaug ceva, acesta este top 10 cele mai misterioase fenomene inexplicabile. În Marea Britanie a revenit un vechi obicei de a-ți pune dorințe la copaci bătrâni căzuți la pământ. Pentru a-ți pune o dorință, trebuie să iei o monedă și să o bați în scoarța copacului. Tot mai mulți copaci de genul au apărut în Marea Britanie și oameni de știință curioși au început să studieze evenimentul. Au încercat să pornească ei copaci, au bătut monezi ca să încurajeze pe oameni să investească în acei copaci și nu au reușit. Este inexplicabil de ce doar unii copaci au succes și care este motivul pentru care unii oameni par să investească cu toții în același copac. O reminiscență a acestui obicei este chiar împodobirea bradului de Crăciun în vremurile moderne, așa că data viitoare când îmi voi împodobi bradul, am să-mi doresc să fie chiar și ceva sub el. Huruitul din Taos este un sunet care se strecoară încet în mijlocul nopții în urechile tale și odată ce l-ai auzit niciodată nu mai scap de el. Este o combinație dintre o bormașină care merge la turații mici și un frigider care merge la turații mari. Pentru prima oară a fost auzit în Taos, Noul Mexic, în anii 50. După ce în anii 90 s-a ajuns ca aproape 2% din populația Taosului să audă acest zgomot, au fost trimis și oameni de știință să măsoare sunetul și să-i afle originea. Cu toate că în oraș nu se aude fiind acoperit de zgomotul de oraș, pe măsură ce te distanțezi și te apropii de zona rurală, sunetul devine foarte evident. Cu toate acestea, oamenii de știință nu au fost în stare să găsească sursa și de ce doar unii oameni pot să audă sunetul. Și pentru a înțelege cât de incredibil și inexplicabil este fenomenul, trebuie să auzi explicația oamenilor de știință care spun că în acea zonă planeta emite un câmp electromagnetic pe care unii oameni au capacitatea de a-l asculta cu pielea, nu cu urechile. Cu multă vreme înainte a lansării avioanelor supersonice, cerurile curate, liniștite, fără urmă de nor, erau deranjate de tunete neînsoțite de fulger sau de perspectiva vreunei furtuni. Nu s-a oferit nicio explicație plauzibilă pentru explicarea acestor fenomene. Unii oameni folosesc acest exemplu pentru a susține ideea că există ființe extraterestre care de multă vreme survolează cerurile Pământului, iar oamenii de știință, pentru că nu știu să explice acest fenomen, încep să vorbească despre electromagnetism și rezonanță, pentru că se pare că aceste lucruri explică orice, inclusiv apariția unor pete luminoase sau chiar a curcubeului pe cer, fenomen uneori observat în timpul unui cutremur. Nici eu nu știu ce să mai cred, dar știu ce credeam când eram mic și auzeam tunete. Credeam că Dumnezeu își mută mobila. Pe următorul loc îl avem pe britanicul Rory Curtis, care după ce s-a trezit din coma în care a stat 6 săptămâni din cauza unui accident de mașină, a crezut că este actorul Matthew McConaughey. A fost șocat când s-a uitat în oglindă și nu s-a recunoscut și toată familia și prietenii s-au chinuit să-l convingă că este Rory Curtis. După câteva luni de autoconvingere și discuție cu familia, a început să-și aducă aminte cine este și să recunoască că nu este Matthew McConaughey, deși spune că este dor de ideea de a fi un actor celebru. Pe lângă asta, el a început să vorbească fluent francez, cu toate că nu a știut niciodată măcar un pic de franceză și această capacitate nu s-a dus cu timpul, ci a rămas cu el până acum. Într-un fel sau altul, cu toții am simțit intuiția. Mulți oameni cred că intuiția este instinct, însă în timp ce instinctul se poate înșela de foarte multe ori, intuiția nu o face. Psihologii pot să explice ce este, dar nu și cum apare. Și când apare, subconștientul preia informație din mediul înconjurător, o procesează și îți oferă simțăminte și cunoștințe pe care nu le-ai avut anterior și nu știi de unde le ai. Pentru că fenomenul are loc în subconștient, este foarte greu de dovedit și de studiat. Și este cel mai bine să rămână așa, pentru că atunci când intuiția pășește în mintea conștientă, te transformă într-un nesimțit și începi să rezolvi crime cu prietenul tău șchiop. Yes, thank you for your input. De efectul placebo, cu siguranță am auzit cu toții. Pe scurt, medicamentele placebo arată ca medicamentele normale, iar medicul care ți le dă îți spune că sunt medicamente care te vor vindeca de afecțiunea de care suferi. Este o practică clasică în care oamenii de știință iau două grupuri de studiu, unuia îi se dă medicamentul adevărat și celuilalt placebo. Nu se întâmplă foarte des, dar se întâmplă ca pacientul care a fost supus medicamentului fără nicio putere, care este doar zahăr sub formă de medicament, nu doar să-și revină să se facă mai bine de la răceli banale până la cancer, ci chiar să treacă peste boală mai repede decât cei care iau medicamentul normal. Teorii care se explice acest fenomen pornesc de la pacienți care se prefac că sunt bolnavi din capul locului, până la a recunoaște cât de mare este puterea minții
asupra corpului și puterea de convingere și cât de mult poate credința în faptul că tu te vindeci chiar să te vindece. Din nefericire, acest fenomen nu se poate reproduce în laborator și nu poate toată lumea să beneficieze de acest tratament prin vindecare din dorință. Razele cosmice își au originea în adâncimile universului, călătorind milioane de ani lumină pentru a ne lovi planeta, dar sunt invizibile pentru ochiul uman pentru că sunt filtrate de atmosferă. Dar cum rămâne cu astronauții care pleacă de pe planeta noastră în spațiul extraterestru? Știind că razele cosmice pot să treacă prin obiecte, prin navete, prin oameni chiar, s-a observat un fenomen uimitor. Astronauții văd lumină chiar și cu ochii închiși. Uneori sunt pete, uneori sunt dungi, uneori sunt un fel de nori de lumină, iar oamenii de știință nu reușesc să explice cum putem vedea lumină cu ochii închiși. Aproape 70% din oameni spun că în timpul vieții lor au avut cândva un déjà vu. Acest termen vine din franceză și înseamnă deja văzut și constă într-un sentiment copleșitor de familiaritate cu o situație în care te afli pentru prima dată. Ești la masă cu cineva și ai o discuție și simți că ai mai avut aceeași discuție în exact aceeași situație cu același aranjament, deși nu s-a întâmplat, sau ești într-o catedrală, într-o țară străină și simți că ai mai fost acolo, că ai mai făcut aceleași lucruri, din cauza care atât de multe explicații acest fenomen al minții devine inexplicabil. Unii nu cred în existența lui, punând că este o minciună. Alții spun că este o epilepsie, o problemă a lobului frontal, în timp ce poate să fie o reexperimentare a vieților anterioare, sau creierul este pur și simplu păcălit și citește prezentul ca și cum ar fi trecutul. Care este răspunsul corect? Nu știu. Astronomii descoperă în fiecare zi lucruri noi. Stele, nebuloase, planete, sori, luni, căi, galaxii, meteoriți care ne pun în primejdie existența, dar într-una din zile ei nu au găsit nimic. Nu au găsit 6 miliarde de ani lumină de nimic. Este cel mai mare spațiu din univers în care nu se află nimic. Și nu este o gaură neagră, pentru că o gaură neagră este vizibilă prin faptul că se observă atracția pe care o are de stele și altă materie din spațiu. Dar în acest spațiu nu există nimic. Nici praf, nici stele, nici asteroizi. E ca și cum te uita în portofel la sfârșitul lunii. Fenomenul de la Hesdalen din Norvegia a uimit oamenii de știință pentru multă vreme. El constă într-o minge de lumină care uneori are chiar 4 metri diametru, care se mișcă prin aer fără să fie ajutată de cineva sau ceva. Unele mingi se mișcă încet, liniștit prin aer până la 2 ore, în timp ce altele cu viteză se mișcă prin aer dispărând imediat. Oamenii de știință din 1980, de când au observat că se întoarce acest fenomen, au început să-l studieze și după 30 de ani de studiu, ei spun că este posibil ca mineralele din pământul din acea zonă să se combine cu un râu din vecinătate și să creeze ceea ce este asemănător cu o baterie. Însă nu au reușit să-și dea seama cum se transmite curentul fără fir, dar dacă se va dovedi că au dreptate și vor descoperi cum se transmite curentul fără fir, voi putea să montez și o priză la baie fără să chem electricianul sau să-mi dărâm casa. Asta este tot pentru astăzi, sper că ați observat cât de mulți abonați am strâns în ultima săptămână și pentru asta voi sunteți responsabili, așa că mă plec în fața voastră. Iată, vedeți, m-am plecat, s-a auzit sunetul un pic aiurea, m-am plecat. Sper că v-a plăcut topul și nu v-a dezamăgit, vă spun sincer, mister după mister se dărâma în fața mea în momentul în care săpam un pic mai adânc după explicație și fenomenele pe care am ales să vi le prezint au fost doar acelea care și-au păstrat o notă decentă măcar de mister în ele, asta fără să intru pe teritoriul ocultului sau a paranormalului, pentru că e și mâine zi. Acestea fiind spuse, nu uitați să dați share, like și abonare și să vă întoarceți la următorul videoclip pentru că nu vreți să ratați ceea ce urmează. Dar cum rămâne cu Razele cosmice își au originea la milioane de kilometri distanță. Razele cosmice își au originea la milioane de kilometri.